Astăzi am filmat pentru voi clipul medic versus pacient. Adică, noi întotdeauna vă dăm indicații atunci când aveți o intervenție chirurgicală sau când aveți noi niște coronițe puse sau când intrați în tratament cu aparat dentar fix. Noi spunem ceva și vedem ce fac de fapt pacienții. O să începem prima parte a clipului cu recomandările noastre atunci când începeți tratamentul cu un aparat dentar fix. Ulterior, am pregătit mărturiile sincere ale pacienților noștri care sunt în tratament cu bracheți. Vedem cum e viața lor de când au montat aparat dentar. Cea mai frecventă întrebare pe care am primit-o despre aparatul dentar fix, de când am apărut pe TikTok și am început să strâng urmăritori, este dacă doare atunci când montezi aparatul dentar fix. Nu există dureri în momentul montării, pentru că pur și simplu se lipesc brecheții pe suprafața dinților, se demineralizează smalțul cu o substanță albastră, apoi se curăță substanța albastră, se pune lipiciu bonding-ul și apoi se montează brechetul pe fiecare dinte în parte. Ortodontul e atent în momentul în care montează brechetul după dorințele lui, care sunt dictate de planul de tratament pe care l-are în minte. Hai să vedem ce zic pacienții. Nu doare în momentul în care se montează aparatul dentar, nu simți nimic. Nu doare absolut nimic. Nu doare aproape deloc. Aș zice că maxim am simțit un disconfort. Doare, da. Brecheții efectiv nu, dar când punea elasticul, nu știu exact cum se cheamă, simțeam că mi se smulg dinții. Pe moment nu, deloc. Chiar eram foarte viteză, am zis că pe toate prietenele mele pe care le-am auzit la durut și la mine nu. Pe mine nu mă va durea, că e super deja de acum. Nu, când se montează nu doare. Există însă dureri în timpul unui tratament cu un aparat dentar fix. La câteva ore de la montarea aparatului sau a doua zi, începe să strângă sârma respectivă, pentru că s-a pus forță în ea și dinții încep să se miște. Prima săptămână sau primele 10 zile de la montarea aparatului fix pot fi destul de challenging pentru pacient, pentru că pot avea dureri și se pot obișnui cu noua viață cu aparatul dentar fix, după care se obișnuiesc, dar la fiecare activare sau control lunar sau la 6-8 săptămâni dacă poartă aparat autoligaturant, apar dureri care țin o zi, două sau poate deloc, depinde de sensibilitatea și de rezistența fiecărui pacient la dureri. Să vedem ce zic ei. După ce mi s-a montat aparatul la ceva timp, am avut dureri puțin mai mari. Nu mă așteptam la ele pentru că la început nu m-a durut deloc, deloc. Nu m-a durut deloc și apoi dintr-o dată șoc, durere mare. Există dureri după activare, în primele zile, 2-3 zile, un disconfort mai mult. Simți că ți pică dinții uneori. Încep să se miște dinții și simți oarecum asta și e puțin ciudat și e foarte greu la masticație. Durerea este suportabilă, este ca și cum te ține ceva în gură. Primele zile m-am lovit foarte tare dinte de dinte și mă speriam, după care devine totul normal. Da, ocazional, în schimb, nimic prea deranjant. O zi, două și cam atât. Cum se schimbă regimul alimentar atunci când ai tratament cu aparat dentar fix? Se recomandă să nu mușcați din mere, piersici, pentru că în momentul în care mușcați, se dezlipesc brecheții de pe suprafața dinților. Nu poți să mușci nici dintr-o felie de pizza sau dintr-o felie de pâine prăjită. E indicat să eviți caju, migdale, lucruri tari pe care le mesteci pe părțile laterale, care atunci când le muști, pot dezlipi brecheții. E indicat să tai în cubulețe mici masa pe care o ai sau mâncarea pe care o ai și să o mesteci încet pe zonele laterale pentru a evita dezlipirea brecheților. Sunt sigură că ei nu au atâta grijă de aparatul lor dentar în ceea ce privește restricțiile alimentare, așa că vreau să văd cum mănâncă pacienții noștri în tratament cu aparat fix. Nu mi s-a schimbat deloc regimul alimentar. Am mâncat orice am vrut și am poftit. Sunt singura persoană care s-a îngrășat purtând aparat dentar. Am auzit că majoritatea slăbesc. Mi s-a dezlipit și un brecher la un moment dat din cauza că am mâncat popcorn, deci am mâncat orice am vrut. Uit că am aparatul efectiv și mănânc orice. Am mâncat migdale, alune, mi-e frică că îmi sparg dinții de fiecare dată și mă simt vinovată, însă sunt în siguranță, nu fac excese, dar îmi fac poftele. Sincer, la mine nu s-a schimbat prea tare. Singura diferență e cum mănânc. Dacă vreau să mănânc un măr, îl tai în bucățele, nu mai mușc din el. Am grijă la mâncarea poate foarte tare, iau mușcături mai mici. Am făcut feliuțe de măr sau dacă aveam pofte de ceva. Am mâncat chiar și alune, de ce să nu zic adevărul. Am mâncat ca și înainte, numai că mai bucățele, mai tăiat, mai...
Nu pot să spun că s-au schimbat foarte multe. Am mâncat chipsuri și ciocolată un pic mai tare, dar n-am pățit nimic. Cum e cu spălatul pe dinți? Mie mi se pare puțin mai complicat, pentru că apare un aparat fix, apar foarte multe obstacole pe suprafața dinților. Trebuie să speli toate suprafețele dinților, trebuie să speli între dinți și între arc, brackets și suprafața dinților. Și atunci, ai mai multe variante și lăsăm și clipurile în descrierea acestui clip, pentru că am făcut clipuri speciale. Poți să alegi o periuță electrică, căreia îi cumperi un capăt specific pentru aparat dentar, sau poți să folosești periuță normală și o periuță interdentară și ață dentară specială super floss, pe care le folosești ca să igienizezi bine dinții după fiecare masă. Da, ați auzit bine, după fiecare masă. Pacienții care poartă aparate dentare fixe sunt mult mai predispuși la demineralizări ale dinților sau la apariția carilor între dinți, dacă nu se spală suficient de bine pe dinți. În plus de asta, și gingia are de suferit. Sunt multe situații în care, pentru că nu reușești să igienizezi suficient de bine, gingile se măresc ca volum și chiar sângerează la atingerile ușoare, pentru că sunt foarte inflamate din cauza prezenței resturilor alimentare. Dar să vedem ce zic pacienții. Mă spăl după fiecare masă și trebuie alocat un timp mai mult igienei. Am început să folosesc ață dentară mai des. Este puțin greu cu igiena, recunosc, dar nu e imposibil. Nu reușesc să mă spăl după fiecare masă și mi-e rușine de asta, însă folosesc foarte des dușul bucal și mă simt mai bine. După aparat, pot să spun că am avut o igienă dentară mult mai elaborată. Mă spăl chiar mai des, folosesc și duș bucal, înainte nu foloseam. Ață dentară încă nu. Cred că am o igienă mai bună ca înainte. Primul rând pentru că e inconfortabil să ai dinții murdari când ai și aparatul dentar și atunci, da, în cea mai mare parte mă spăl cam după fiecare masă sau orice mănânc în general, măcar puțin mă clătesc o chestie din asta. Ați audiat părerea medicului versus ceea ce face pacientul. Dacă aveți întrebări suplimentare legate despre aparatul dentar fix, vă rog să le lăsați în comentarii. Revenim întotdeauna la voi cu răspuns. Dacă n-aveți întrebări despre aparatul dentar fix, lăsați în comentarii întrebări despre orice altceva. Vă pup, să aveți o zi minunată!